este a lui Dumnezeu, spune în Biblie. Însă un preot a decis că el știe mai bine și a efectuat pe timp de pandemie o slujbă religioasă chiar în curtea bisericii. A fost amendat imediat cu 20.000 de lei. Deci, 20.000 vă dăm. Întreg scandalul ar fi avut loc duminică în curtea bisericii Sfântul Ion din Râmnicu Vâlcea. Împreună cu câțiva enoriași, preotul încearcă să facă o slujbă de pomenire. Doamne, mi-a murit și mie soțul să nu-l pomenesc, doamne. Nu aveți voie, doamne. Mese încărcate cu mâncare și băutură pentru pomană, cântece religioase pe fundal. În curtea bisericii pare că are loc o slujbă în toată regula. Genul de adunări interzise prin ordonanță militară. Și totuși, oamenii sar în apărarea preotului. Părinte, nu poți să ne controleze pe toți. Vă rugăm frumos. Asta e bajocură. Lipsă de respect față de autoritățile statului. Când legea, ordonanța militară spune clar ce aveți de făcut și de respectat. Un detaliu interesant. În timp ce participanții la slujbă erau echipați cu mănuși și măști, polițistul care a semnat amenda purta doar mănuși, motiv pentru care, la vederea imaginilor, internetul s-a împărțit în două. Amenzile pentru persoanele fizice care nu respectă ordonanțele militare sunt de la 2.000 până la 20.000 de lei. Se iau tot mai multe măsuri pentru ca personalul din spitale să fie protejat de noul coronavirus.